omul ăsta e renumit? Cine? Omul ăsta e renumit ca pescar. Da? Da. Ia adun stări. Îl las pe interviu sau? Unu să văd și eu atât. Chiar e renumit ca pescar. Hai un pește atâta să văd. Zici tu acolo cum te cheamă? Ce belea! Albertino, nu mai tu mai ai făcut rodă. Nu, ce ți-am făcut eu? Am mai fost câteva zile. Uite, acum e o frumusețe. Uite, domnul Adrian a prins un pește. Pantina, trebuie să o realizați. Uite, e normal, regulamentar, decât ne uităm. Nu mai e. Ce a Sără? Nu de sigare și eu. Ai bucură tu și bucură. Văd eu că aici trage mai bine, adunărat. Cobari? Da, și plătic. Tot aici, e clar.
A fost primul aici? Da. Și pe la două încep să vin. Da, pe la unul, două. Uhu, e mare. Hai mă, că l-a dibuit broasca. L-a dibuit broasca. Stai că așa sunt costuri. Lasă că nu calde, lasă că... Stai că nu am... Stai că nu am... Că-l filmăm aici. Păi e frumos așa? Păi de capisulă. E sus. Nu ce sare cricele alea sus acum. Ținundița? Nu. N-ari pe aia? Nu, sare, stai din tip. Garantat cu ăla mic. Gata. Ia mă, am scos crapul. Acum urmează altul. Abia aștept. Dă-i mă! Mai dă-o la. Hai mă, dă-i mă! Dă-i mă! Lasă-mă mai. Ia uite ce știu pe vreme în cartea. Vreți să roche la? Ce așa a ajuns? Nu spui. Ce așa a ajuns? Să mă vede ăsta cu mici. Da, Maria. Thank you.
Am pus la bărgerită. L-ai dus la frizer? Păi. Ai unii că e mână în coloc, e înainte? Păi, ai la casă, mă. Ai crezut să mă face. Păi ce dă, și așa, mă? Și ce faci? Tu faci galerie? Nu. Doi odată? Doi odată, dacă aveam 5 cârlige, 5 luam. Bun. Hai, bă! Dar cât? Hai. Acolo mai mult ai ajuns? Zic, dacă știam, poate la Nibelule. Nu știu dacă zicem să trecem pe la șefărie. Dar și unde găteai cu Nibelule? Păi mă gândesc că ce-am luat șefărie, poate a adus.